Salutare, salutare! Mă bucur să vă revăd, dragi mămici, bunici și, de ce nu, tătici. Astăzi m-am gândit să facem împreună un filmuleț despre trucuri pe care le putem folosi în bucătărie. Trucuri simple, dar care ne salvează bani, ne salvează timp și ne ajută așa să ne mișcăm mult mai repede. Sunt câteva trucuri pe care eu le-am descoperit în ultima perioadă și pe care le folosesc. Dacă și voi aveți astfel de idei, vă rog frumos să-mi lăsați un comentariu mai jos. Și nu uitați să dați subscribe pe YouTube și follow pe Instagram. Să trecem la treabă, o să vedeți cât de simplu va fi. Bananele sunt preferatele lui Nicolas. El ar mânca banane în fiecare zi. A și învățat să spună banana, spune anana, anana și merge la ele și le ia. Așa că am nevoie de banane proaspete aproape în fiecare zi. Numai că după ce le luăm din supermarket, ați văzut și voi că se înnegresc destul de repede. Iar un truc pe care îl folosesc și funcționează cu succes este să pun folie de aluminiu pe codiță. Și atunci când le depozitez, ele stau cu folia de aluminiu pe codiță. Alessia este cea care ar mânca unt pe pâine și dimineața și la prânz și seara. Când o întreb ce vrea să mănânce, spune că ori cereale cu lapte, ori unt cu pâine. Iar dacă untul este din frigider și nu am timp să-l scot afară, să se dezghețe puțin, să se încălzească, folosesc următorul truc. Salvarea vine de la acest curățător pe care sunt sigură că toate femeile îl au în bucătărie. Ia uitați-vă ce simplu întindem noi acum untul pe pâine. Nu știu cum sunt copiii voștri, dar ai mei nu suportă în mâncarea gătită, în supe, în ciorbe, pielița de la roșii. Și ca să nu ne chinuim foarte tare cu cuțitul, folosim următorul truc. Crestăm roșia, apoi o băgăm 30 de secunde la cuptorul cu microunde dacă este mai mică, 45 dacă este mai mare. Avocado este un aliment super sănătos pe care, din păcate, foarte mulți copii nu-l acceptă, așa că trebuie să găsim tot felul de variante să-l ascundem prin mâncare. La Nicolas, credeți-mă, n-am nicio problemă, mănâncă un avocado întreg, însă cu Alessia este altă poveste, așa că abia reușesc să-i dau jumătate. Ca să nu pierd cealaltă jumătate, știți că se negrește, oxidează, folosesc următorul truc. După ce l-am tăiat în jumătate, îl ungem cu ulei de măsline și îl depozităm în frigider. Și în felul acesta el va rămâne cu această culoare frumoasă. Ne plac vișinele, ne plac cireșele. Problema la vișine, cel puțin, sunt sâmburii. Nicolas nu prea poate să scoată singur sâmburii, așa că are nevoie de ajutor. Iar acest pai este salvatorul nostru. Vă salvează foarte mult timp și atunci când vreți să faceți un pan de șpan cu vișine sau o prăjitură cu vișine, de ce? 1. Fructele rămân frumoase, nu vă murdăriți, nu vă pătați și este o metodă super rapidă. Folosim paiul și cu ajutorul lui împingem sâmburele. Îi facem o găurică aici, îi facem o găurică și în partea cealaltă. Următorul truc ne va ajuta atunci când cei mici vor mini pancake, știți, chestiile alea mici, 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 pe care abia le vedem, dar n-avem forme în ce să le facem, așa că luăm o sticlă, găurim capacul, punem aluatul pentru pancake și în următorul clip o să vedeți exact ce frumoase au ieșit și tot în următorul clip veți vedea cele mai colorate pancake. O nebunie! Cam acestea au fost ideile mele pe ziua de astăzi. Spuneți-mi și ajutați-mă și voi pe mine, lăsați-mi un comentariu mai jos și spuneți-mi ce vă mai ajută pe voi, ce trucuri mai știți voi. Dacă v-a plăcut filmulețul meu,
împărtășiți-l cu prietenii voștri și nu uitați să-mi dați inimioară! Vă pup, spor la treabă și aveți grijă de timp pentru că este prețios!